artiștilor din toată lumea, bună seara Moldova, bună seara România. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că v-ați servit din timpul prețios și sunteți în seara aceasta cu noi aici, unde are loc un eveniment, aș spune, destul de important pentru cultura ieșeană, pentru arta ieșeană și chiar românească. Și vă voi spune câteva cuvinte despre acest lucru. În seara aceasta, pe lângă a deschide sediul AIA Europa, care este sediul nostru în această parte de lume, vom inaugura cu aceeași ocazie și galeriile regale, cum place mie să spun, și cred că domnul Teodorescu se spune sala mare a galeriilor regale, care este o sală deosebită, și vom vorbi puțin și despre parteneriatele pe care le avem, cu Biblioteca Centrală, cu Telemoldova și cu Podnarium. Despre AIA, ce să vă spun? Nu este o idee nouă, probabil, dar are câteva lucruri care vor schimba viața artiștilor în general și modul în care privim arta. Nu mă refer la cultura, la cultura plastică pe care o să o facem, o să avem tot felul de cursuri și în această perspectivă. Mă refer la faptul că asociația noastră va oferi o șansă reală artiștilor de a promova pe piețele externe, pe piețele occidentale. Ne vom ocupa în mod deosebit de marketing, vom ocupa în mod deosebit de fiecare artist în parte, prin parteneriatele pe care le avem, unele exclusiviste, și vom încerca să schimbăm viitorul lor, pe cum este și motoul nostru. Ești artist, crezi în tine, noi te ajutăm. Practic, singurul lucru care un artist să-l facă pe lângă munca deosebită și, bineînțeles, viața lui particulară, este să muncească foarte mult și să creadă în el ca artist. Dacă acest lucru îl credeți, dacă acest lucru se întâmplă, noi vă întindem o mână de ajutor cu cea mai mare dragoste. O să vorbim de câteva proiecte pe care le avem pentru viitorul apropiat, pe lângă deschiderea oficială din această seară, proiecte la care partenerii noștri și organele locale au înțeles într-adevăr faptul că se poate construi ceva frumos, se pot face niște pași în modul pozitiv pentru artă și pentru artiști, nu numai să vorbim, ci să ne adunăm într-o seară undeva, într-o sală, pentru a bea o pahar de vin. Avem în septembrie un proiect foarte interesant, Balul de Caritate și Licitație, despre care am să vă spun mai mult pe măsură ce îl dezvoltăm. Este aproape implementat până la un anumit nivel, dar sunteți mai mult decât bineveniți să participați și fizic sau artistic cu lucrări, dacă nu își pot permite sau nu permit, timpul nu le permite să fie acolo. Avem balul anual, o să avem dicționarul de artă pe care scoatem fiecare an. Dicționarul, ca și toate celelalte materiale publicitare pe care IARU, International Artist, le va scoate pe piață, vor fi numai de o valoare deosebită și de o calitate deosebită, dar vor fi, într-adevăr, trimise pe rețele de specialitate pentru că artiștii români să fie cunoscuți. Artistul, dacă nu este cunoscut în lume, este un artist foarte bun, micului cătut. Ideea generală a artiștilor internaționali, a IARU-ului, este, într-adevăr, să promovăm arta și să o facem cunoscut. Dacă ești cunoscut, normal îți crește și cota de piață, dacă îți crește cota de piață, normal că și beneficiile materiale se simt, viața ta se schimbă, creativitatea crește, deci practic toată lumea este mulțumită pe parcurs. Avem câteva surprize, și cred că surprize sunt câteva diplome de excelență, pe care am să le ofer cu cel mai mare drag. Câteva persoane care m-au ajutat la îndeplinirea acestui proiect. Diplome de excelență pentru promovarea artei și culturii românești, atât la nivel local, cât și național, cât și internațional. Și am să încep cu excelența sa, domnul director general al Bibliotecii Centrale Iași, profesor universitar dr. Gheorghe Teodorescu. Vă va spune puțin mai mult despre galerii regale și parteneriatul pe care îl avem, AIA Culoare cu galerii regale. Distinse doamne, distinse domnișoare, distinși domni,
personalități culturale, personalități din partea autorităților locale. Mă bucur că ați dat curs invitației domnului Cumpătă și Galeriilor IART de a inaugura un nou eveniment și mai degrabă aș spune că este eveniment, inaugurarea astăzi acestui spațiu într-o nouă formulă de activitate care se înscrie într-o suită de alte lucruri. Avem aici o mică problemă cu noile reparații la drumurile, la străzile Iașului. Spuneam o suită de întâmplări, dintre care și aceea de a inaugura în cadrul acestui edificiu excepțional de frumos, de prestigios, o emblemă, dacă vreți să mă exprim în limbajul publiciștilor, un brand al Iașului și nu numai, un brand național. Vă spun acest lucru pentru că, stând totuși o bună perioadă în București, încep să simt aer de capital al Iașului, mult mai dens, și îmi place să cred că ceea ce s-a început aici de câțiva ani, prin motivarea, prin efortul pe care îl depun autoritățile de a impune Iașul pe harta culturală europeană, mi se pare un fapt lăudabil și nu puteam să rămânem în afara acestui efort, la care sunt convins că cei mai mulți din cei prezenți aici sunt deja actori importanți. Domnul Cumpătă a venit într-o zi și ne-a propus un interesant proiect de a înscrie lumea artelor vizuale ieșene într-un circuit mai larg decât cel strict local, regional, sau poate chiar național. Mi s-a părut extrem de interesant. Cred în motivarea domniei sale, pentru că sunt câteva luni de când tot avem câte ceva de adăugat, de plus, de pus în plus la acest proiect. Numai departe, anul trecut, o parte, dar nu poate chiar toți cei de aici, ați fost martori la inaugurarea a ceea ce a însemnat primul spațiu expozițional constant, cu o cadență destul de vizibilă, Galeriile Regale Cupola. Acestea sunt Galeriile Regale Parter. Sunt, cum am spus, într-o relație, aș spune, foarte organică. În fiecare an aici are loc Salonul Artelor Vizuale Ieșene ca un fel de evaluare critică, un fel de dare de seamă asupra ceea ce Iașul artistic reușește să producă în acest interval de timp. M-am străduit ca de cele câteva luni de când am luat mandatul acestei instituții să fac ca această clădire să intre mai evident pe harta culturală a Iașului. Aici au loc și evenimente muzicale. Stațiunea muzicală culturală debutează curând, în al doilea exercițiu. Mă refer la stațiunea viitoare. Avem un parteneriat foarte bun, nu numai cu artiștilor plastici, ci și cu Filarmonica Moldova și cu Universitatea de Artă. Avem foarte multe lucruri care cred eu că vor atrage interesul Iașului, ieșenilor, asupra acestui edificiu și asupra acestei excepționale instituții de cultură a Iașului, cu o istorie venerabilă. Anul acesta sărbătorim la zilele bibliotecii, care vor fi, calendaristic vorbind, în zilele de Sfântul Mihail și Gabriel. Vom aniversa 175 de ani de organizare pe principii moderne a Bibliotecii din Iași, cea mai veche bibliotecă de acest gen din România, cu un fond impresionant de carte, care se află într-un proiect de conectare la, de globalizare la circuitul de schimburi culturale internațional, prin digitizarea a ceea ce reprezintă fondul, patrimoniul de carte,
fără ca prin aceasta să pierdem în vedere că și înainte de cei 175 de ani au existat aici o viață culturală extrem de interesantă. Domnul Papu era pe aici, s-ar putea să mă corijeze. La 1642, dumneavoastră, cei mai mulți știți că aici au fost primele momente care au inaugurat acest edificiu. Pentru aceste lucruri și pentru faptul că autoritățile locale au un proiect ambițios de renașterea Iașului, acela care ne încântă memoria, renovând zona Lăpușneanu spre Ulița Mare, Ulița Sârbeasă, cum se mai numea, până la Universitate. Aceste lucruri sunt cu adevărat daruri regale. De aceea am și mizat de faptul că aici trebuie să fie niște galerii egale, pentru că ne obligă să aristocratizăm un spațiu, să-i dăm o dimensiune spirituală de excepție. Nu ne propunem să facem un mall cultural, ci lucruri care să țină de ceea ce pentru mine a devenit un cuvânt destul de banal și trivial. Excelență. Lucru bine făcut, lucru făcut cu har și acest lucru cred că merită să fie luat în pădare. Sunt convins că domnul Pumpăta aici, continuând un alt demers sau un alt distins ieșean în Stratan, care a avut aici o încercare și care a avut meritele domniei sale, este într-o continuitate firească în zona artelor frumoase și sperăm că prin demersul domnului Pumpătă și prin ceea ce domnia sa și-a propus să facă, nu știu toate detaliile acestui proiect, dar sper să vedem aici, să fiți invitați și la expoziții care să aibă proveniențe din centre culturale europene și poate chiar mai îndepărtate. Eu vă mulțumesc că mi-a dat cuvântul să vorbesc aici, cum s-a spus, oficial. Și eu înțeleg că prin oficial s-a dus să faci un oficiu. Eu am făcut acum oficiu de gazdă. Vă mulțumesc că mi-ați acordat puțină atenție. Mergem mai departe. Înainte de a ajunge la expoziție, care este o expoziție foarte interesantă, pe care... Scuze, la care parcă peste 35 de artiști din Asia, America de Nord și Europa, despre care va vorbi micul de arabe Emanuel Ilie, și mai târziu, aș vrea să le ofer a doua diplomă de excepție pe promovarea culturii iesene, domnului director general de la Tele Moldova Plus și și Prima TV Iași, domnul Petru Frăsilă, cu care avem o relație deosebită și datorită căruia tablourile dumneavoastră vor fi văzute în toată Moldova și în toată lumea, cu care vom face interviuri personalizate pentru fiecare artist, pentru a dezvolta un program de promovare individual. Domnul Petru Frăsilă. Vă mulțumesc! Eu nu prea sunt învățat că, mă rog, fiind doar moderator de profesie, faptul că astăzi am fost provocat și de prietenul meu Dan Cumpătă și cu diplomă și cu această onoare de a fi aici prezent la deschiderea acestor galerii, nu pot decât să întăresc ceea ce spunea Dan Cumpătă. E o onoare pentru o televiziune privată, de utilitate publică, să fie partener cu așa o instituție de promovare a artiștilor, cum în egală măsură sunt onorat că pot fi partener cu Biblioteca Centrală Universitară, cu Uniunea Scriitorilor, cu Uniunea Artiștilor Plastici. Spun asta pentru că televiziunea are și obligația de a fi o oglindă a valorii Iașului și a ceea ce înseamnă Iașul culturii românești. Nu pot decât să promit că voi fi alături de Dan, din multe motive, de prietenie, cel puțin dacă nu și de neamuri. Spun asta cu mult respect pentru că ce face domnul Dan Cumpătă, foarte puțini oameni au avut curajul să abordeze România. Și eu îi doresc succes, alături sunt de domnia sa și de Asociația Art, care are niște membri importanți aici, îi cunoașteți la momentul potrivit de fiecare, și pe domnul Forna și pe doamna șefa domnului Cumpătă de acasă. Pentru că să știți, Dan este un om care muncește foarte mult, dar fără șeful de acasă, așa ca și la mine, de altfel, n-aș putea să învin. Așa că nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc pentru această diplomă și să-i promit că voi fi cu ochii, împreună cu Max, cel mai important cameraman din Iași, din Moldova, să oglindim în mod corect ceea ce înseamnă arta, valorile din zona noastră și din toată lumea, pentru că, din câte știu, domnul Dan Cumpătă va aduce și va expune aici
cu artiști din toată lumea. Nu e puțin lucru. Dacă mai vorbim și de o posibilă punere în pagină în America sau în China sau în alte părți ale lumii a artiștilor din România. Mulțumesc, Dan, și onorat. A treia diplomă de excelență va fi acordată cuiva care, de obicei, după orice vernisaj, se servește un pahar de vin. De data aceasta va fi și un pahar de vin. Am să acord diploma de excelență pentru promovarea artei și susținerea culturală domnului avocat Remus Deleanu, care vă va spune câteva cuvinte despre parteneriatul nostru și despre cum se spunea odată, lacrimile pământului ajung într-un pahar de vin. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, mulțumesc pentru distincția acordată la acest eveniment deosebit, la lansarea IART în Iași, la Biblioteca Centrală Universitară. În primul rând, ar vrea să felicităm maestru Dan Cumpătă pentru acest demers. Cred că demersul dumneavoastră are rolul de a ajuta la, să spunem, felicitări organizatorilor, felicitări artiștilor, mulțumiri publicului.
Și al treilea premiu special, din partea Asociației AIAC și a Galeriei Orgale, este pentru doamna Maria Bos. Acum am să dau cuvântul Filipe de Agă, Emanuela Alier, pentru a deschide salon, primul salon de vară, salonul internațional de vară 2014. Să vorbească despre arta excelentă a domeniilor voastre și despre creațiile și programele de vizită. Sunt fică de artist plastic, știu foarte bine cât de greu este unui creator de arte vizuale, cât de greu din perspectiva costurilor energetice, afective, dar și financiare implicate în demersul artistic. Știu de asemenea, și aceasta ar fi a doua motivație, calitate de critic, să spunem, faptul că nu toți artiștii își găsesc resursele, mai mult sau mai puțin practice, pe care să le antreneze într-un altfel de demers. Este vorba despre disponibilitatea de a ieși în afară, de a-și găsi vandabilitatea, de a insista pe vandabilitatea, pe rentabilitatea propriei arte. E foarte greu pentru că nu toți artiștii au o disponibilitate, vorbeam despre destinul cultural american la un moment dat cu cineva, al lui Dan Cumpătă. Vorbim despre destinul american al artiștilor, aș invoca probabil cel mai notoriu, dacă are grad de comparație, acest grad de comparație, termenul notoriu, caz de artist care a știut să se plieze, să-și plieze sensibilitățile, temperamentul excentric, disponibilitățile artistice, într-un cuvânt, și psihologice, de a ieși în întâmpinare, sau pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor de altă factură, nevoilor publicului american. Dalí. Vă amintiți probabil că prin anii 1939-1940 a avut un destin american foarte interesant. Dalí avea interesul să-și vândă lucrările și știm foarte bine cât de valoroase erau. A găsit că nu are o piață suficient de activă, de efervescentă pentru creația lui, așa încât a găsit de cuvință să își schimbe puțin natura artistică, să se joace puțin cu expectanțele publicului. A fost vitrinier, decorator, a fost scenograf, costumier și a stârnit suficiente scandaluri cu impact mediatic impresionant în epocă. A semnat și o celebră declarație pentru nebunie și libertate creatoare, da? A știut pe ce pedale să apese, în așa fel încât publicul american extaziat și de natura excentrică a artistului și de disponibilitatea lui pentru schimbare, să-i cumpere foarte bine lucrările. Acum, s-a evit o altă problemă pe care iarăși ar putea să vă amintiți. Invidia confraților, care nu că îi contestau valoarea, dar nu se puteau abține, se constate cu răutate sau cu, încă o dată, puțin scepticism, puțină mefiență, că, de fapt, este atât de interesant pentru că are o natură pur pragmatică. Notoriu, iarăși, este cazul lui Breton, cu care se certase nu din motive pecuniare, ci din motive strict artistice. Aveau contradicții legate de, mă rog, mici discuții în contradictoriu, mai efervescente sau nu, legate de poeticile, esteticile suprarealiste. Și Breton, înfuriat de, sau poate stârnit, da? De succesul american al lui Dalí, i-a propus celebra anagramă a numelui Avida Dollars, pe care, bineînțeles, că Dalí și-a asumat-o imediat, a susținut chiar că e cât se poate de veridică, natura mea de atunci, va recunoaște mai târziu, era foarte pragmatică. Revenind, nu toți artiștii dispun de această disponibilitate de a-și transforma resursele, de a investi foarte multă cheltuială energetică în promovarea imaginii de sine sau a imaginii propriei arte. Așa încât nu puteam decât să fiu solidară cu inițiativa unui artist care, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, dar nu pentru toți, și pentru publicul ieșean în genere, înseamnă
o etichetă pentru succes, pentru succesul și în confruntarea cu alteritatea atât de pretențioasă cum este alteritatea occidentală. Dincolo de toate aceste, să spunem, motivații, știu iarăși cât de important pentru un artist nu este să își pună în valoare identitatea materială. Artistul, la fel ca și reprezentanții altor categorii socioprofesionale, e mult mai interesat de celelalte două forme ale identității din perspectiva sociologilor. Identitatea socială și identitatea spirituală. Într-un fel foarte interesant, se îmbină cele două forme de identitate printr-o astfel de apartenență. Spun apartenență pentru că mulți dintre dumneavoastră și toți artiștii care au ales varianta sau care expun aici, au ales conștient să fie reprezentați în afară și pe teren românesc prin această asociație. E o asociație care mizează foarte mult nu numai pe investitura financiară, mizează foarte mult pe ideea de reprezentare și reprezentativitate. Sper, apropo de asta, că va găsi, că se va găsi și dincolo, în afară, și în afara Iașiului, nu numai în afara țării, suficienți privitori care, contemplând, da, artistic, nu numai produsele finite expuse aici și reproduse și pe site, înțeleg, da, postate și pe site, dar în general, ideile, reflecțiile acestea subtile, pe varii teme, voi ajunge imediat acolo, cu ele voi și încheia, vor găsi suficiente motive care să-i facă, să-i determine să susțină, să-i exclame hic sunt leones. Nu toți suntem lei, nu toți artiștii sunt leonini din perspectiva aceasta. E foarte clar, privind în jur, avem de-a face cu expoziție și cu asociație eclectică. O expoziție de o mare diversitate. Să-i spunem stilistică, să-i spunem tehnică, formală, să-i spunem artistică, tematică și așa mai departe. Diversitatea e fecundă, la fel ca și începutul. Aș fi putut, mi-ar fi făcut plăcere, până am auzit câteva discuții de aici, să încep amintind vorba celebra lui Blaga. Orice început se vrea fecund. Un vers celebru, încă o dată, care deschide un poem memorabil. Acest început se vrea fecund din mai multe puncte de vedere, încă o dată. Discutăm de ceva ani despre deficitul de legitimare artistică, culturală, socială și profesională pe care îl are Iașul. Discutăm în continuare, deși alții ne invidiază pentru că avem statutul de centru. Un centru împărțit de la rândul lui pe varii centre și pe, în fine, pe varii tabere, varii confrerii și așa mai departe. Mă feresc să folosesc alți termeni. O asemenea expoziție, așa diversă cum e, într-un fel sau altul, ne dovedește această varietate, această fecunditate foarte interesantă și estetic vorbind, nu numai socioprofesional vorbind, varietate de opțiuni stilistice, variante, variații de gust, temperament și școală. E clar, sunt expozanți și sunt artiști care s-au scris în această expoziție din alte colțuri ale lumii. Pentru ieșenii, însă, pentru cine știe pe ieșeni, pe ieșenii care au rămas, care s-au născut aici, au rămas aici, pentru cei care au plecat în afară. Există însă niște tipare imediat recognoscibile, care trimit la modelele formatoare, care trimit la școlile și direcțiile formatoare. Dincolo de toate însă, este lăudabilă intenția fiecărui artist în parte de a oferi, da, de a propune niște lumi interioare foarte personalizate. Personalizate, fasonate în varii stiluri, dar toate concentrate în jurul câtorva, să spunem, centri turbionari. O să observați, când o să priviți pe îndelete lucrările, că nu toate sunt, mi-am uitat un titlu de lucrare, Reflecții liniștite, una dintre lucrările lui Dan Cumpădă.
Sunt unele dintre ele reflecții liniștite sau mai tulburate pe teme doar în aparență foarte diversă. Avem în primul și în primul rând un centru foarte clar, un centru identitar, un centru de interes identitar de fapt, dialectica interesantă în multe lucrări a raportului dintre sacru și profan, cu o certă coloratură etnică în două lucrări. Nu o să dau numele de artiști, o să fie suficient să treceți pe la fiecare parte și o să vă convingeți. Dincolo de această dialectică a raportului dintre sacru și profan, am mai constatat preocuparea unora pentru asumarea identității românești. Și foarte interesant că se mizează încă pe asta într-o epocă, precum o știm, a globalizării. De fapt, tocmai valorizarea identității locale, regionale și naționale s-ar putea să prindă în afară mult mai mult decât variațiile pe teme eterne. Cel puțin asta susțin unii artiști și succesul pe care îl au în vest o dovedește cu asupra de măsură. În sfârșit, există foarte multe sau mai multe exerciții de admirație, le-aș spune. Sunt exerciții de admirație nu numai mentalitară, artistică, da? Ci și religioasă. Admirația artistică, o să vedeți niște tratări ale unor motive specifice expresionismului. Și o să vedeți variații pe teme picturale ale lui Otto Dix, ale lui Kirchner. O să le recunoașteți, o să știți foarte bine, o să intuiți măcar ce miză au aceste exerciții de raportare la niște modele, la niște tipare artistice viabile. Alte lucrări, în sfârșit, meditează asupra esteticii, mai mult sau mai puțin camuflate, a corporalității și, în special, a corporalității feminine. O să vedeți mai multe siluete senzuale sau încărcate de semnificații în altă ordine, da, cea care ține de maternitate și fecunditate. Există apoi mai multe lucrări care par exerciții de fidelitate, de reverență culturală. Îmi plac aceste raportări la schemele, la arhetipurile, la tiparele culturale cu o largă rezonanță. O să vedeți foarte mulți îngeri, sfinți, o să vedeți mai multe geneze, mai multe cosmogonii, dar și aluzii la sfârșitul lumii, la ordonarea haosului, la haosul din urmă. O să vedeți foarte multe exerciții dialogice. În fond și la urma urmei, o astfel de expoziție colectivă trebuie să fie văzută în primul rând ca un exercițiu de comunicare. Comunicare cu mentalitatea și cu tradițională, cu școala, dar mai ales colegii de generație, cu cei care reprezintă viitorul, dar și cu exterioritatea mai largă. Sper că aceste subtile sau serioase, unele sunt ludice, în sfârșit, toate aceste reflecții pe marginea temelor de aparență sau de profunzime pe care vi le propun artiștii, să vă invite pe dumneavoastră la reflecție și să le asigure lor, artiștilor, o reprezentare și un credit extern foarte, foarte solid. În privința criticii sau vorbim puțin și despre critică, despre așteptările criticii de la un asemenea eveniment și de la o asemenea asociație, nu trebuie să spun decât un singur lucru cu care o să și închei. Critica așteaptă, la fel ca și artiștii, de fapt, să fie considerați reprezentați și considerați emblematici. Sperăm ca și această asociație să pună pe harta culturală românească și, de ce nu, măcar sud-est europeană, Iașul,
cu artiștii prezenți aici, dar și cu cei cu care aceștia dialoghează. Vom încheia această seară cu premiile Asociației AIR, care artiștii care sunt de față le vor putea lua acum și ceilalți artiști, cum sunt artiști din China sau Statele Unite, Canada, bineînțeles, îi vom trimite pe alte surse. Premiul Asociației AIR pentru Liu Qin din China, nu este prezentă, Filip Iulian din Republica Moldova, Avadane Trofe Luminița. Prima asociație aia, domnul Pichescu Constantin. Pichescu Constantin. Prima asociație aia, da, Voicu Marinea. Prima asociație aia, Cristian Melec. Prime asociații pentru a închiria cotici. Prime asociație pentru a cogenea de lemn. Domite, Merișor, Grăteta. Prin asociații, pentru Constantin Gheorghan, Gheorghe. Prin asociații, pentru Enache Gabriela. Asociație pentru Asociații Eneliviu Adrian. Eneliviu Adrian. Giorgi Bizet, din Canada. Pe Asociație pentru Asociații Grigore Adrian. John Engel. Prima asociație a pentru Leonide Ștefan. Prima asociație pentru Macarie Tenguța Corina. Prima asociație în Mănâncă Maria. Yeah.
asociația aia pentru povara. Prima asociație pentru participație postolată erotica. Prima asociație aia pentru Mureanu Daniel. Prima asociație pentru Vasiliu Viorel. Care, 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 care